Să aveți bucurie, sufletelor dragi, să fiți binecuvântați. O emisiune pe care vă dedic în direct astăzi din sediul televiziunii Capital TV. Cu siguranță mulți nu v-ați mai obișnuit să mă vedeți în direct și vă justific această lipsă mea și datorită mutării sediului televiziunii și a mai multor evenimente care s-au petrecut în sensul redistribuirii semnalului și altor date tehnice. Ne vedem astăzi din nou și din nou sunt în casele dumneavoastră și mă bucur și le mulțumesc celor care mă urmăresc, mai ales că aceste emisiuni pe care eu vi le dedic și pe care vi le adresez prin cuvintele alese sunt de fapt mesaje pe care le comunic sufletului vostru ca un pansament și ca o alinare a durerilor care au pus stăpânire pe viața voastră, pe viața sufletului și pe tot ceea ce ne înconjoară. După cum citim pe micul ecran, ne punem firească întrebare: de unde apare neputința noastră? Să știți, iubiții mei, că la această întrebare cred că mulți am dorit să răspundem. Neputința apare de multe ori atunci când necazurile sunt mai mari decât realizările sau bucuriile pe care le putem oferi acestei vieți. Neputința, iubiții mei, este tradusă în cuvinte acea tristețe care stă ascunsă în subconștientul, în mintea și în sufletul unui om și care de multe ori nu poate fi vindecată, nu poate fi înțeleasă sau rezolvată la timpul și momentul potrivit. Dacă ar fi să vă întreb pe toți cei care mă urmăriți la această oră, care este durerea sufletului vostru? Care este neputința pe care astăzi o aveți și care vă conduce spre această zonă, să zic, întunecată a vieții, numită tristețea? Cu siguranță că ați avea mulți să-mi povestiți multe. De aceea, eu ca preot, ca slujitor, ca om care poate prin felul de a mă exprima, prin felul de a vă vorbi, sunt puțin atipic și încerc să ajung la sufletul dumneavoastră prin cuvintele mele alese. Vin și vă confirm și vă spun să nu vă îngrijorați, pentru că toate momentele grele care ne apasă de multe ori și care vin peste noi atunci când suntem mai puțin pregătiți, vin cu un scop și acel scop este de a ne îndrepta viața și de a-L descoperi pe Dumnezeu altfel de cum L-am cunoscut până acum, până la această vârstă, la care, din păcate, evenimentele, momentele neplăcute ale vieții au bătut la ușa noastră. Nu cred că există om pe acest pământ care să nu aibă suferințe. Nu cred că există om pe acest pământ care să nu treacă prin momente de urcușuri și coborâșuri. Însă la toate acestea și la toate încercările care sunt acum și care au venit și vin peste noi și poate au trecut și au lăsat răni adânci, Dumnezeu ne-a dat o șansă de a ne mângâia, de a ne ruga și de a ne salva și prin ajutorul nostru, prin ajutorul rugăciunii noastre, prin ajutorul pe care noi îl cerem de altfel de la Dumnezeu, de multe ori primim răspunsul atunci când este momentul, când este timpul cuvenit. Și dacă Dumnezeu ne răspunde uneori mai târziu decât ne-am așteptat, acest lucru
se întâmplă pentru că ne este pusă la încercare credința. Mulți dintre noi suntem obișnuiți să ni se răspundă de îndată. Mulți dintre noi ne dorim ca Dumnezeu să ne răspundă rugăciunilor noastre în ziua și momentul în care i-am cerut ajutorul. Acest lucru, din păcate, nu este posibil pentru că noi, oamenii, suntem supuși greșelii, îndoiala, necredința, păcatele și greșelile pe care le săvârșim zilnic. De multe ori sunt mai puternice decât valoarea rugăciunii, valoarea cuvintelor pe care noi le rostim atunci când îi cerem ajutorul lui Dumnezeu. Astăzi, în Evanghelia de astăzi, s-a vorbit atât de frumos despre puterea de a ierta. S-a vorbit atât de frumos de șansa pe care ni se dă nouă oamenilor, aceea de a deveni mai buni și de a renunța la ceea ce ne conduce spre iadul suferinței. Acel ceva se numește răutate. Îmi spunea cineva: părinte, sunt nevoit de multe ori în viață, dacă sunt atacat cu armele diavolului, cu aceleași arme să răspund atacurilor care vin și mă copleșesc. Și am răspuns: nu e bine să gândești așa. Lasă-L pe Dumnezeu să facă ce trebuie să facă. Pentru că întotdeauna, să nu uităm asta, Dumnezeu este mai presus de mintea, de gândirea noastră. Dumnezeu este prezent acolo unde avem noi nevoie, chiar dacă poate în anumite momente ne dăm seama sau avem de altfel această cădere a necredinței prin care spunem că Dumnezeu ne-a părăsit și nu ne mai ascultă. Faptele bune pe care noi trebuie să le facem sunt acelea care vin și întăresc ceea ce vă spuneam la început, puterea credinței noastre. Credința pe care noi oamenii o avem fără fapte este moartă. Vorbim mult și cred că în fiecare zi oamenii vorbesc de Dumnezeu, să-mi ajute Dumnezeu, să te ajute Dumnezeu, dar nu fac nimic pentru ei, pentru semenii lor și pentru credința pe care sufletul o are ca hrană spirituală, ca el să supraviețuiască și să înflorească. Suntem de multe ori, iubiții mei, atât de prinși de grijile acestei lumi. Suntem atât de panicați și atât de speriați de tot ceea ce se întâmplă. Suntem atât de căzuți încât nu mai avem încredere în nimeni și nimic și, ce este mai grav, în propriile forțe. Când omul a ajuns la acest nivel de disperare, când omul ajunge să-și piardă încrederea în el, să-și piardă încrederea în semeni și înainte de toate în Dumnezeu, este în mare pericol. Pericolul despre care eu vă vorbesc nu are legătură, iubiții mei, cu ceea ce trăiești, cu ceea ce crezi, cu ceea ce gândești, ci are legătură cu ceea ce creezi prin gândul, prin mintea și cuvintele tale. Pentru că noi suntem produsul a ceea ce gândim. Am spus-o în multe emisiuni și o repet și o voi spune de fiecare dată, inclusiv în emisiunile în care am fost invitat și sunt invitat să vorbesc cu sufletele oamenilor. Am spus să nu vă pierdeți. Alungați frica din sufletul și din viața voastră, pentru că frica, iubiții mei,
este cel mai mare dușman pe care îl are omul. Și frica este, de fapt, virgula care îți blochează perspectiva viitorului și nu te lasă să ajungi acolo unde ți-ai dorit. I-aș întreba pe toți cei care mă privesc la această oră, i-aș întreba cât de mult sunt consternați sau cât de mult sunt preocupați de frica sau de teama zilei de mâine. Tot ceea ce se întâmplă în viața noastră are legătură cu ceea ce gândim, cu ceea ce credem noi despre noi și cu locul pe care noi l-am ales să-l avem în acest univers. Dacă ți-ai ales o lume a suferinței și a neputinței, în care în fiecare zi te plângi, în care în fiecare zi ești nemulțumit și în care în fiecare zi plângi și te tânguiești, atunci trebuie să știi că ți-ai ales să trăiești în valea plângerii, în lumea care nu are nimic în comun cu lumea pe care tu o privești la televizor, cu veselia și bucuria pe care de multe ori o întâlnim pe chipul oamenilor și nu are nimic în comun cu ceea ce ți-ai dorit, cu ceea ce îți dorești și cu ceea ce poți obții prin ajutorul, prin grija și prin mila lui Dumnezeu. Din păcate, suntem atât de superficiali încât credem, ne bucurăm, dar în același timp ne îndoim. Suntem atât de superficiali încât atunci când vine vorba de sufletul nostru, oferim atât de puțin, atât de puțin atenție și atât de puțină jertfă, pentru că mulți se întreabă și mă întreabă de ce trebuie eu să dau un acatist sau o jertfă la biserică, de ce trebuie să fiu milostiv și de ce trebuie să fiu bun și să-i ajut pe alții. Și răspunsul este limpede: cu ce măsură vei da, cu aceeași măsură vei primi. Dacă tu, iubite creștine, vei fi milostiv și vei ajuta pe cei care au nevoie de ajutor și poți, vei fi ajutat cu binecuvântare. Și cea mai mare binecuvântare pe care o poate avea un om este legată de sănătatea trupului și a sufletului. Cea mai mare binecuvântare pe care o poate avea un om este legată de liniștea, de fericirea pe care și-a obținut-o și o are în casa și în familia lui. Pe micul ecran vedeți cărțile în acest manual, Sacroterapia, Medicina Sufletului, și în celelalte cărți pe care le vedeți aici, în Te iubesc, Tu mă iubești, 135 de cuvinte, și în cartea care vorbește despre liniștea sufletului, în toate aceste cărți am încercat să vă explic că bucuria vieții vine din lucruri mărunte, că bucuria vieții este de fapt glasul sufletului care încearcă să ne vorbească, fie prin lacrimi atunci când îl doare, fie prin cuvintele frumoase și prin aprecierea pe care noi o putem oferi celor care ne sunt dragi și pe care îi iubim. Aprecierea despre care vă spun are legătură cu ceva care nu costă bani. Acel ceva care nu costă bani sunt cuvintele frumoase pe care le poți rosti, pe care tu, iubite creștinei, le poți oferi în dar prietenului, prietenei, soțului, soției, mamei, tatălui, dacă îți trăiesc și ești binecuvântat cu ei, sau celor care așteaptă de la tine o încurajare și o faptă și o vorbă bună. Știți cât de mult contează să știi să-i spui unui om o vorbă bună? Știți cât de mult contează să știe cineva
că ești aproape de El și că ești umărul pe care poate plânge sau râde. Știți cât de mult contează să fii om, a fi domn? Știți proverbul? Este o întâmplare, a fi om e lucru mare. Tocmai în aceste cărți de care vă vorbeam și vă vorbesc și le vedeți pe micul ecran, vă vorbesc despre secretele acestei vieți. Există câteva secrete pe care noi oamenii, dacă le-am cunoaște și dacă voi le-ați descoperi, ați scăpa și de supărare, ați scăpa și de stres, ați scăpa și de boli și suferințe. Pentru că într-una din emisiunile în care vă voi vorbi cu un invitat, am văzut cât de mare este Dumnezeu și prin anumite plante, cum au reușit și reușesc să se vindece de rănile trupului și ale sufletului. Mulți oameni, că înainte de orice, Dumnezeu este Cel care ne ajută pe fiecare dintre noi să ne vindecăm de orice suferință a trupului și a sufletului, iar medicul este Cel care pansează rană. Nu mai e mult până în ziua de nouă, ziua Sfântului Pangratie, Sfântul Dorințelor. Îl vedeți aici, este protectorul, păzitorul bisericii din lemn, Sfânta Maria, la care vă invit să veniți, să vă închinați și să vă rugați, pentru că în această Sfântă Biserică Îngerii lui Dumnezeu se pogoară împreună cu iubirea, cu dragostea și cu dorințele voastre care sunt trimise către Sfânt ca mijlocitor înaintea Lui, iar ziua de nouă, ziua Sfântului Pangrat, este ziua în care prin rugăciuni, prin dezlegări și prin tot ceea ce putem noi face, noi, cei care vom fi acolo și ne vom ruga împreună, îl vom ruga pe Dumnezeu să fie milostiv și Sfântul să ne fie păzitor și ajutător în necazuri și în durerile vieții noastre. Cei care veți putea să ne ajutați, cei care nu puteți fi acolo, veți dori să fiți pomeniți, cei care ne veți putea ajuta ca la rândul nostru și ajutăm cu apă, cu alimente, pe toți cei care vin să se roage și să se închine, vă rog să trimiteți jertfa voastră în contul care îl veți vedea pe micul ecran, contul Bisericii Sfânta Maria, unde noi, cei care vă primim cu dragoste și cu bucurie, încercăm să vă răspundem ca o oglindă a bunătății cu bunătatea pe care voi mi-ați oferit-o. Fiecare jertfă măruntă, mică sau mare după posibilități, va fi înscrisă în cartea vieții voastre. Pentru că așa cum ne-ați ajutat și am reușit să construim racla Sfântului, așa cum șincanii din Șinca Nouă ne-au adus și ne-au înfrumuseța biserica, cei din țara Făgărașului, și-au venit cu mic, cu mare, să ne cânte în ziua de 26, când a fost ziua dorințelor. Așa și voi, cei care mă ascultați această oră, puteți fi beneficiarii bucuriei pe care o oferiți în dar și se va întoarce ca răsplată la binele, la dragostea și credința voastră. Vă aștept cu drag să veniți la acest loc și sâmbăta și duminica, să veniți și să-L rugați pe Sfântul Dorințelor să vă aducă din nou zâmbetul, sănătatea și bucuria. Și mă adresez acelor familii care trec prin necazuri, prin boli și suferințe. Mă adresez părinților care au copii cu multe suferințe și boli.
Să știți, am mărturisit și în curând va apare în revista Taifasuri un interviu cu mărturii ale minunilor care s-au săvârșit și se săvârșesc în acest colț de rai. Veți vedea acolo poze și relatări ale oamenilor care au cunoscut minunea și au văzut de fapt ce înseamnă puterea credinței și puterea dragostei lui Dumnezeu. Le amintesc celor care nu știu că în timp ce ne rugam și se făceau dezlegări comune în care toată lumea prezentă se ruga împreună cu mine, un copil de 6 ani mut a început să vorbească. A fost momentul în care trăgeau clopotele, oamenii cântau imnul Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Aș vrea să știți și să nu uitați acest imn. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Este imnul îngerilor, imnul care ne sfințește mintea și ne apropie de Dumnezeu. Ca eu, credinciosul, omul care mă rog, să deschid portalul de lumină, să deschid de fapt ușa raiului, bucuriei sufletului meu, ca să reușesc acest lucru, trebuie să mă conectez cu energia divină. Energia divină este acea sursă pe care noi o simțim, nu o vedem și pe care de fapt ne dorim cu toții ca viața noastră să fie ancorată în armonie, în bucurie, în dragoste și în iubire. Și vreau să știți, iubiții mei, că această bucurie despre care eu vă vorbesc este bucuria noastră a tuturor. Această bucurie despre care eu vă vorbesc este hrana care ne aduce nouă sufletelor noastre fericirea pe care ne-o dorim cu toții. Și eu vă binecuvintez pe toți cei care astăzi ați deschis televizorul și mă ascultați, să fiți beneficiarii acestui mare dar numit bucuria divină. Pentru că vorbim de bucurie, aici este darul bucuriei, această carte în care sunt toate acatistele de care un credincios, un creștin are nevoie, la vreme de nevoie. Și mă refer aici în mod special la acatistul pe care îl rostim către Sfânt, către Sfântul Pangratie, acatistele care se citesc în momentele în care simțim nevoia de a ne schimba ceva în viață. În această carte există o dezlegare din anul 1900 pe care am primit-o de la vrednicul de pomenire Ioan, Părintele Ioan de la Recea. Un om care a marcat timpul și a lăsat în urmă atâtea amintiri frumoase și la care, din păcate, prea puțin pelerini merg să se roage la mormântul lui, la Târgu Mureș, la Mănăstirea Recea, unde acolo și-a găsit vrednicul sfârșit. Iubiții mei, să știți și să nu uitați ce vă spun, că nimeni și nimic nu ne poate opri din evoluția pe care noi ne propunem să o realizăm sau să o avem în viață. Iar evoluția poate fi una materială sau spirituală. Este important să știm pe ce anume, pe ce drum, pe ce cărare și pe ce cale ne-am propus să mergem mai departe, să urcăm sau să coborâm. Am urcat spre raiul binecuvântării atunci când am făcut fapte bune. Știați că dacă ai făcut o faptă bună, primești în dar zeciuiala pentru ea. Iar dacă ai făcut o faptă rea, trebuie să faci 5 fapte bune ca ea să ți se ierte. Aceste lucruri poate nu le știți. Vi le spun ca să le înțelegeți, iar în emisiunea care ați urmărit-o și deja începeți să o urmăriți la postul de televiziune Etno TV la ora 6,
duminica, într-una dintre emisiuni eram întrebat de realizator și de reporter: părinte, de ce există atâta răutate? De ce există blocaje, de ce există blesteme și farmece? Toate aceste lucruri, blocajele, farmecele și răutățile sunt, de altfel, unelte ale celui necurat care ne stăpânesc mintea, ne stăpânesc viața și ne conduc spre nefericire. Știți unde este ascunsă neputința noastră? Pentru că acesta este și titlul. Neputința noastră stă ascunsă în nefericirea și în frustrarea pe care noi o avem și pe care nu ne putem accepta și înțelege. Un om, când este nefericit, întotdeauna va avea privirea tristă sau pierdută. Un om care este nefericit este incoerent și nu are o perspectivă și un plan clar de viitor pe care să și-l poată corela, să și-l poată gândi și pe care acesta să și-l poată, de fapt, organiza în drumul și în viața lui. Întotdeauna un om dezorganizat va găsi cutume. Și vă dau un simplu exemplu. Vă invit să veniți la bisericuță. Vă invit să veniți duminica la rugăciunile pe care le facem acolo. Nu v-am chemat nici la bar, nici la discotecă. Nu v-am chemat și nu v-am recomandat niciodată să mergeți la tot felul de parade pe care văd că nimeni nu le observă și care au devenit o modă în țara noastră. V-am invitat să veniți la biserica unde îngerii vorbesc cu sufletele voastre, la colțul de rai, la biserica din lemn, Sfânta Maria din Voluntari. Care este cutuma? Mulți se spune, e departe. E departe, părinte. Unde locuiți? Păi stau în drumul taberei și mă întristez. E departe să vii din militari? E departe să vii din drumul taberei? E departe să vii din Giurgiu, din Dâmbovița, din Pitești? Și atunci ce să le spun celor care au venit din Australia, care au venit din Oman, din Emiratele Arabe, din America și au schimbat mai multe avioane și s-au nevoit? Cât de puțin vă prețuiți? Cât de puțin valorează sufletul vostru? Și dacă atunci și dacă acum v-am recomandat să vă luați în casa voastră un sfânt, o icoană, o carte pe care să vă dați ca dar sufletului vostru, ajungeți să vă tânguiți că e scump. Ajungeți să vă tânguiți că n-aveți. Și atunci universul va spune așa: câtă vreme pentru tine nu valorează nimic mesajul și momentul, pentru că nimic nu este întâmplător, nici faptul că acum mă urmăriți, atunci să nu mai ai pretenția să vii și să ceri de la univers binecuvântare, sănătate și spor. Pentru că rolul preoților, cei care sunt ancorați în bunătate și în iubire, la cei preoți mă raportez și cu ei vorbesc, este acela de a învia, de a încuraja poporul și de a ridica din neputință. Și le mulțumesc tuturor părinților din țară care îmi scriu, care mă sună, care mă încurajează să merg mai departe, deși trebuie să vă mărturisesc că am și eu dușmanii mei. Am și eu oamenii care, din păcate, plini de răutate și care n-au înțeles nimic și care trăiesc într-o vale continuă a plângerii, a frustrării și a neîmplinirii, mă judecă și mă comentează. Pentru toți aceștia, eu vă rog să ne rugăm, să ne rugăm împreună și să învingem răutatea, să mergem cu fruntea sus și cu credința în Dumnezeu. Și vă rog să mă credeți că îl rog pe Sfânt în fiecare zi
așa cum a devenit păzitor al acestei sfinte biserici din lemn, o biserică în care s-a întâlnit iubirea cu bunătatea, cu fericirea și cu liniștea. Așa precum sunt păziți cei care îi trec pragul și se roagă Sfântului să mă păzească și pe mine, nevrednicul, păcătosul, slujitor al Sfântului altar, și să nu-i lase pe cei care cu răutate, cu invidie și cu ură să săvârșesc păcate nu împotriva mea, pentru că eu, preotul, cel care vă primesc cu dragoste, nu voi duce nimic dincolo cu mine, și tot ceea ce am construit și am lăsat și voi lăsa este pentru ca urmașii urmașilor noștri să vină, să se roage și să se închine și să mulțumească prin rugăciunile lor, ctitorilor, miluitorilor, ostenitorilor și făcătorilor de bine. De aceea, oamenii se împart în mai multe tabere și în mai multe categorii. Există oameni buni, și acei oameni buni sunt precum sunt albinele, care de-a lungul vieții, știți că o albină culege nectar, ea zumzăie, e harnică, e ascultătoare, pentru că face parte din familia ei și aduce nectar. Și din nectarul el, noi, cei care gustăm din mierea și binecuvântarea naturii și a lui Dumnezeu, admirăm și vorbim, și s-au scris cărți despre vrednicia unei insecte atât de mici, care prin activitatea ei aduce roade bune nouă oamenilor. Și există și muște, iar muștele știți prea bine unde se opresc, unde scarmănă, și aceste muște, din păcate, zumzăie și rezboară precum zboară albinele, dar n-au realizat și nu vor realiza niciodată nimic decât să murdărească locul, casele și oamenii pe unde trec. Va juca în această viață să vă alegeți ce vreți să fiți, albine sau muște, pentru că de muște este plină lumea. Fericiți sunt cei care se aseamănă cu albinele care culeg nectar și văd frumusețea unui trandafir și nu se opresc în țepii acestuia. Trebuie să știți, iubiții mei, că puterea lui Dumnezeu este puterea pe care fiecare dintre noi o poate simți la un anumit moment prin curăția inimii, prin bunătatea, prin dragostea și prin gândurile frumoase pe care tu, ca om, le poți primi, le poți oferi și poți să-i ajuți pe cei care au nevoie de tine fără să te coste nimic. Aș vrea doar să mă opresc la câteva cuvinte ale Psalmului 50 pe care v-aș ruga și subliniez, v-aș ruga să-l citiți de fiecare dată când mergeți la Sfânta Biserică. Este atât de frumos și este atât de impozant prin cuvintele pe care omul le rostește înaintea lui Dumnezeu, pentru că de fapt ele definesc viața, definesc căința, neputința, dar totodată vrednicia pe care noi oamenii o cerem de la Dumnezeu, ca ea să vină nepătată, să vină curată, într-o inimă curată și să nu fie pângărită de rău. Vă amintesc cuvintele Psalmului 50: miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Ce frumos
după mulțimea îndurărilor tale. Aceste cuvinte ne fac să recunoaștem că Dumnezeu este mult milostiv și îndurător, ne iartă păcatele noastre. După mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, adică dacă ai șters ceva, acel ceva nu mai există. Ne învață pe noi oamenii să înțelegem că dacă am iertat ceva, ar trebui să și ștergem ceea ce am iertat, pentru că prin ștergerea fără de legii și prin acceptarea că omul care a fost iertat se poate îndrepta, am dat o șansă și ne-am dat o șansă noi unii altora. Repet, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală, de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Cuvintele acestea, dacă ar fi să le traducem etimologic, dacă ar fi să le interpretăm la valoarea și puterea pe care o transmit, ne cutremură, pentru că de fapt noi, prin această rugăciune, acest psalm, am creat un portal de comunicare cu Dumnezeu prin care îl rugăm să ne șteargă fără de legea și de păcatul nostru, cel care ne-a dus în neputință și care, iată, ne atrage neputința în viața noastră. Păcatele sunt cele care ne atrag blocajele și neputința, sunt cele care, de fapt, trebuie să plece din viața noastră cu ajutorul lui Dumnezeu, care vine și ne spală păcatele noastre, spală și de păcatul meu mă curățește. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule. De ce ne spune acest lucru? Dumnezeu este Cel care știe prezentul, îți știe trecutul și știe viitorul tău. Un om care este acum bolnav și se află într-o perioadă de vindecare prin pastile, prin tratamentul pe care l-a luat, are nevoie de un anumit timp, iar Dumnezeu știe dacă acest timp îl acordă pentru a-și vindeca boala, și timpul pe care Dumnezeu îl acordă oamenilor pentru vindecare este dedicat acelor care au inimă curată și care, făcând legământ cu Dumnezeu, Doamne, dacă Tu astăzi primești rugăciunea mea și m-ai eliberat de suferința care a pus stăpânire pe trupul meu, indiferent cum se cheamă ea și indiferent ce boală gravă sau periculoasă ar fi, dacă faci legământul cu Dumnezeu, că inima ta va fi curată și că în inima ta nu va mai domni și nu va mai locui niciodată răutatea, atunci Dumnezeu îți va da șansa ca tu, cel care mă privești, să te vindeci și să fii din nou sau să redevii din nou sănătos. Pastilele, informațiile, medicii pe care îi întâlnim, terapeuții, preoții, pot apare în viața noastră la momentul și timpul potrivit ca suferința noastră pe care noi o avem să fie oprită și să fie înlocuită cu energia pe care oferim la schimb prin rugăciunea pe care noi o înălțăm către Dumnezeu. Sfântul pe care îl iubesc și care mi-a schimbat viața, Sfântul Pangratie, și care a atras multă dușmănie din partea multora, s-a dovedit a fi mult și grabnic ajutător la cei cu mari nevoi și suferințe. De aceea eu sunt dator să vă spun vouă, celor care mă ascultați și poate n-ați aflat niciodată de acest sfânt și ați aflat prin gura mea, ca voi să-l aveți ca și canon spre bucuria, spre fericirea și spre viața voastră, în casa voastră, să vă devine sfântul ocrotitor. Și pe 9 iulie împreună să ne rugăm
indiferent cât de rău, de bine vă veți simți și cât de mare va fi răutatea sau neputința oamenilor mici care vor să pună piedici în calea credinței, în calea bucuriei și iubirii pe care ne-o putem oferi nouă celor care astăzi ascultăm cu dragoste și cu bucurie aceste emisiuni ce vin ca pansament pentru suflet. Vă invit pe voi, pelerini, vă invit pe voi, cei care știți să cântați frumos, și șincanii din țara Făgărașului și nu numai pe ei, românii care simt românește și care îl iubesc pe Dumnezeu, să se roage, să ne punem în genunchi, să ne rugăm și ziua de nouă să fie o zi în care tot poporul să se pună în genunchi și să se roage pentru binele, pentru sănătatea, pentru iubirea și vrednicia acestui neam, ca noi, neamul acesta românesc, să fim izbăviți de răutăți, să fim izbăviți de dușmănia și de viclenia celor răi. Și pe toți cei care mă iubiți, mă apreciați și mă ascultați, vă rog ca în data de nouă, la orele 12 din zi, să îngenunchem și să chemăm în ajutor Sfântul să ne vindece neputința acestui neam, să ne vindece de răutate, să ne vindece, iubiții mei, de bolile care ne apasă și să ne izbăvească viața noastră, neamul nostru, de toată nefericirea și de tot duhul cel rău care a pus stăpânire pe mintea tinerilor, pe mintea copiilor, fraților, surorilor și așa mai departe, și de multe ori a părinților noștri. Am văzut familii care se dușmăneau, s-au dat în judecată frații între ei pentru o palmă de pământ. Este dureros și strigător la cer ca tu, frate, soră, cel care ai același sânge, pentru o bucată de pământ, pentru o bucățică de mai bine, să-ți dușmănești, să-ți urăști propriul frate sau propria soră. Când te gândești că atunci când pleci nu vei lua nimic cu tine, iar groapa pe care o vei avea va fi egală, indiferent dacă ești sărac sau bogat, va fi la fel, poate crucea va fi puțin mai valoroasă sau mai simplă, dar să nu uităm că ceea ce vei avea pe acest pământ, vei duce și dincolo. Ceea ce va avea în suflet bogăția, dacă ai fost bogat, sufletește. Dacă în sufletul tău a existat bunătate și iubire, cu aceea te vei duce dincolo. Dacă în sufletul tău va exista ură, dușmănie și invidie, de acestea vei avea parte și dincolo. Și vă rog să înțelegeți, repet și repet și repet, că nimic nu este întâmplător. Voi mai avea o emisiune de 48 de minute imediat după aceasta, la care vă invit să rămâneți, la care vă invit să mă ascultați și să nu uitați că ziua de astăzi poate fi ziua fiecărui om, și faptul că puteți să vă mișcați, faptul că sunteți poate aproape unii dintre voi, că puteți să veniți să vă rugați și să vă închinați unui mare sfânt, ocrotitor și apărător al vieții noastre, Sfântul Pangratie. Acest lucru să nu-l ignorați, să vă bucurați de șansa pe care o aveți, și cei care veți dori să mă ascultați în reluare dimineață de la 8, duminică dimineață sau probabil într-una din seri,
puteți să-mi ascultați mesajul și cu siguranță cei care doriți să mă ascultați în continuare pe canalul YouTube Aducător de Bucurie și la postul de televiziune Edno la 6, Inedit TV, joia de la 7, vinerea și așa mai departe. Nu fac altceva decât să transmit mesajul bucuriei, mesajul păcii și al iubirii. Și împreună cu voi vreau să ne rugăm acum câteva secunde, minute, ca Bunul Dumnezeu să ne aducă nouă, în casa și în familia noastră, ceea ce am pierdut, fie din vina noastră, fie din vina vrăjilor, blestemelor și farmecelor care s-au abătut asupra noastră, să ne elibereze de ele și să ne ajute să scăpăm de neputință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească semnele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și spuneți după mine, Sfinte Mare Mucenice Pangratie, ocrotitorul sufletelor noastre, păzește-ne pe noi, spuneți-vă numele, pe cei dragi ai noștri, ne apără și ne păzește și ne ajută să reușim întru toate cele bune. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dorească fericire și iubire și să ne reîntâlnim cu bine în emisiunile următoare. Doamne ajută!